Din nou în actualitate, stimați prieteni, dragi telespectatori Metropola TV, stimați radioascultători Sport Total FM, suntem în ultima oră a emisiunii noastre de astăzi și ne vom axa de aici încolo pe cât mai multe telefoane pentru a afla direct de la sursă, de la oamenii implicați, cum merg pregătirile în această parte a lunii ianuarie, în condițiile în care majoritatea formațiilor de Liga a doua se află deja la pregătire pentru abordarea ultimilor trei etape din sezonul regulat. Prima etapă care urmează este pe data de 26 februarie. Timp suficient, Daniel, pentru ca aceste echipe să fie bine pregătite. Toată lumea vrea asta, nu? La startul în acest an competițional. Da, a fost o pauză destul de lungă din punctul meu de vedere. Gândesc că este o lună, sigur că o lună și ceva chiar. Ai la dispoziție 6 săptămâni și toate lucrurile pot fi reglate. Eu cred că tot ceea ce așteaptă antrenorii în momentul de față este să se definitiveze loturile la Liga 1. Pentru că acolo mai vin cu pretenții. 1, 2, 3 jucători de pe la FCSB, CFR Cluj, Craiova, eu cred că ar fi bun pentru echipele de Liga 2. Și cred că aici se lucrează în acest moment la definitivarea loturilor și la Liga a 2 și apoi, bineînțeles, pregătirea, care e una standard acum în 6 săptămâni, la o intensitate așa cum o cer antrenorii, nu cred că este o problemă. Da, iată că cei care ne urmăresc pe Metropola TV văd în continuare imagini din partida dintre FCSB și CS Mioveni, meciul amical dintre cele două echipe de Liga 1, care pregătesc atent și prin această dispută de verificare revenirea în campionat care se petrece la nivel de primă ligă săptămâna viitoare. Și ce meci avem, Daniel, și dragi prieteni, în prima etapă FCSB-CFR, derbiul, de ce nu, al acestui campionat în prima etapă care urmează de la reluarea competiției, dar ne întoarcem în Liga a doua și avem plăcerea de a-i spune bună ziua și de a-l saluta pe președintele unei adevărate revelații, Unirea Deci, Gabriel Magdaș. Bună ziua, domnule președinte, și la mulți ani! Bună ziua, la mulți ani, multă sănătate vă doresc! Am zis bine, cred eu, o revelație la întâlnirea cu Liga a doua. Cred că până la urmă toți cei implicați la Unirea Deci sunteți mulțumiți de felul în care a decurs activitatea. Da, este normal să fim mulțumiți. Suntem, să zic așa, într-o zonă liniștită, adică nu neapărat liniștită, o zonă de echilibru a Ligii a doua și raportându-ne la modul în care am început Liga a doua, făcând foarte multe lucruri, ca să zic așa, pe repede înainte, căutându-ne echilibru în timpul competiției, categoric ne putem declara mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat până în acest moment. O echipă, domnule Magda, Unirea Deci, fără jucători așa cu nume în fotbalul românesc, majoritatea dintre ei, această politică va continua sau în această iarnă, pentru a vă îndeplini obiectivul de a rămâne în Liga a doua, conducerea va muta oarecum și la acest capitol? Cu siguranță vă pot confirma că vom continua pe aceeași linie. Este un proiect la care lucrăm de 3 ani. Se pare că proiectul a dat roade mai repede, poate, decât am crezut noi cei care l-am conceput. Este un grup de băieți care sunt dornici de performanță. Este un grup de băieți care au demonstrat că pot face față și rigorilor Ligii a doua. Deci nu avem niciun motiv, noi cei care gestionăm clubul, să nu avem în continuare încredere în ei. Da, mi-aduc aminte. Cât sunt, repet, unde sunt, cât au demonstrat că pot, este menirea noastră să-i facem să pătească mai sus, ca să zic așa, iar noi să le asigurăm condiții din ce în ce mai bune ca să poată să performeze. Da, mi-aduc aminte că vorbeam și vara trecută, domnule președinte, și erați asaltat, cam acesta este cuvântul, de prieteni și de cunoscuți pentru a instala un nou antrenor. Ei bine, iată, i-ați dat credit și cred că bine ați făcut tânărului Dragoș Militaru, care, zic eu, v-a mulțumit și el. Da, fără discuție, Dragoș este un pion important al proiectului nostru, tocmai de-aia am făcut eforturi și până la urmă am reușit să prelungim înțelegerea și din vara viitoare, pentru un an. El este foarte important în acest proiect, a reușit foarte repede să asimileze grupul, iar grupul să-l asimileze pe el. De la el, zic eu, că a pornit scânteia Ligii a doua și iată-ne aici. Am văzut, domnule Magda, și atunci când a fost posibil, și faptul că fanii din DES sunt aproape de echipă, Brigada Someșeană, era o încântare să-i vedem pe imaginile pe care le-a spus la dispoziție de fiecare dată când echipa evolua pe teren propriu. Dar, din punctul meu de vedere, pe lângă această uriașă performanță pentru noi, promovarea în Liga a doua, faptul că orașul Dej a început să respire din nou fotbal este a doua mare realizare. Efectiv, mie ca dejan nu venea să cred, eram în luna august-septembrie,
nu venea să vede ce se întâmplă în oraș, emulația care s-a creat cu această promovare. Iar această promovare automat a făcut ca și autoritățile locale, care oricum erau implicate în proiect, să se implice mult mai tare. La dovadă, deja undeva în luna mai-iunie, terenul 2, baza 2, ca să zic așa, deși acolo va fi mai mult centru de copii și juniori, un sintetic mare cu o lucrare de 1,5 milioane de euro, va fi finalizată, iar în maxim o lună de zile se va depune la Ministerul Dezvoltării modernizarea actualului stadion. Da, atunci o să fie o chestie delicată, dar măcar să ajungeți acolo, să vă mutați pe un alt stadion pentru a construi. Da, eu chiar mi-aș dori să am greutatea asta de a gestiona o mutare pe alt stadion, pentru că, vă dați seama, după chiar aș putea spune că deja ar fi condiții optime performanței fotbalistice. Veți continua, domnule Magda, și acea colaborare benefică de foarte mulți ani cu echipa campioană CFR, care a direcționat jucători tineri, în general, către Unirea Dej? Da, continuăm cu ei, avem o relație bună, suntem și aproape, ei au avantajul că pot să-și urmărească jucători împrumutați. Nu mergem foarte mult pe jucători împrumutați, dar deocamdată suntem nevoiți să mai apelăm la ei, mai ales în ceea ce privește anderii cu care trebuie să jucăm. Eu estimez că mai am cam un an în care va trebui să apelez la ei sau la alte împrumuturi, după care centrul de copii și juniori, începând cu generația 2005, asta este menirea lor, să-mi producă jucători pentru echipa mare. Impactul financiar? Odată cu infrastructura, odată cu pașii făcuți deja de vreo 2-3 ani în gestionarea centrului de copii și juniori, va trebui să apară și rezultatele. Impactul n-a fost deloc unul ușor, nici din punct de vedere financiar, domnule Magdaș, dar nu prea am auzit, din fericire spun eu, că ar fi probleme legate de plata jucătorilor la Dej. Nu, deci categoric vreau să vă spun că a trebuit să gestionez acest jumătate de an cu un buget bunicel de Liga 3. Dar cu echilibru, cu atenție, cu corectitudine, am ajuns să încheiem anul fără a avea datorii de nicio culoare. Vreo mutare interesantă în aceste zile, domnule Magda, și în premieră aici la Metropola TV și Sport Total FM? Nu pot să vă spun așa ceva. Deocamdată împreună cu Dragoș analizăm. Va trebui să fim foarte atenți, deoarece nici anul 2022 nu va fi unul, ca să zic așa, excepțional din punct de vedere financiar. Vom sta un pic mai bine decât anul trecut, dar oricum undeva spre minimul Ligii a doua, și atunci va trebui să chibrim foarte bine orice ban, iar faptul că avem poziția care o avem, avem punctele care le avem, faptul că mai sunt în play-out doar cu tot, cu play-out doar 9 meciuri, trebuie să gândim foarte, foarte bine orice mișcare care ne-ar putea afecta bugetul. Pe de altă parte, trebuie să fim și foarte atenți pentru a ne atinge obiectivul respectiv, rămânerea în Liga 2. Da, pe de altă parte, vorbeam domnule președinte, și la Șelimbăr. Vorbeam și la Șelimbăr cu Cornel Stănilă, omologul dumneavoastră, și spunea că acest sistem ar trebui schimbat. Sunt foarte puține meciuri pentru echipele care vor juca în play-out, 3 din sezonul regulat, respectiv 6. Pauza este una foarte lungă, iar eforturile financiare pe care cluburile le fac sunt însemnate pentru a plăti jucătorii pentru atât de puține meciuri. Știți cum este? Vedeți, eu nu sunt în sentimentul omologului meu. Omologul meu vorbește din prisma unui președinte de club care stă bine financiar. Da, evident. Pentru noi, cei care, să zic, nu suntem chiar în acea zonă, din punctul meu de vedere, încă este foarte bun acest sistem. Vorbim de faptul că, din păcate, pandemia continuă, mai mult sau mai puțin, din păcate, mai avem jocuri care trebuie să le jucăm cu fără spectatori, cel puțin pe noi am avut jocurile care ne-au afectat în zona de ticketing, automat în zona bugetului, iar faptul că s-ar reveni la vechiul sistem ar fi o povară financiară mai mare decât este acum. Și, într-adevăr, chiar dacă din punct de vedere performanței sportive este ok să aibă cât mai multe meciuri, raportându-ne la vremurile care le trăim, eu zic că este un sistem care este ancorat în realitate. Domnule președinte, vă dorim inspirație în acest an, succesul Unirii Dej. Evident că vom ține legătura pe tot parcursul anului, aici la Metropola TV și Sport Total FM. O zi plăcută și succes în noul an!
fost Gabriel Magda și lucruri frumoase și la Dej, Daniel Nazare. Se face stadionul, se depune la Compania Națională pentru Investiții, proiectul pentru a se repara stadionul, a se cosmetiza sau ceva de genul acesta. Terenul 2 de antrenament, buget mic, dar stabilitate. Rămâne totuși un club mic, dar un club cu mare tradiție în fotbalul din această zonă. Sunt 100 de ani împliniți la Dej de fotbal. Și eu cred că principalul lor obiectiv este menținerea în Liga 2. Aici trebuie să se gândească, pentru că mai mult de atât nu are rost. Adică nu văd care sunt beneficiile. Trebuie să creeze o echipă care să rămână competitivă în Liga 2, să-și facă un stadion, să facă un centru de copii și juniori, și cred că lucrurile astea trebuie urmărite acolo. Sigur că dacă vor avea un jucător bun, 2-3, trebuie să le dea drumul să meargă mai departe. Da, Gabriel Magda și președinte Unirea Dej, o echipă care s-a ancorat bine la realitatea Ligii a doua, că tot vorbeai tu, Daniel, de antrenor, iată că pare o nebunie totuși, frumoasă de altfel, de a-l menține pe Dragoș Militaru, la 30 de ani cel mai tânăr antrenor din primele două ligi, pe banca tehnică, în condițiile în care chiar Gabriel Magda își spunea că era sunat permanent în vară după promovare de tot felul de prieteni, de impresari, de cunoscuți, care propuneau tot felul de nume de antrenori mult mai experimentați. Iată că a mers pe mâna lui Dragoș Militaru și cred că bine a făcut. Eu cred că sunt niște antrenori în șalonul secund care au o anumită identitate. Da, vorbeam mai devreme de Suciu la Cixereda, da, e din zona aia. Beza la Sibiu și la Schellenberg, acolo locuiește, da. Acolo de unde e, da? Uite, și aici la fel, Dragoș Militaru. Adică sunt antrenori care oarecum au legătură. Uite, dacă ne uităm la Liga 1, o să vedem niște antrenori care n-au niciun fel de legătură cu echipele, da? O să-mi spui că Miță Iosif poate că are legătură cu Rapidul, dar n-a fost un mare fotbalist. Dar are legătură cu Rapidul. Croitorul a venit de la Măgurele, Bacău, Via Botoșan. N-are niciun fel de treabă cu ce se întâmplă acolo. Da, nu știu. Ilie Poinaru, ce treabă are cu media? Sunt profesioniști. Sunt unii zic mercenari, alții profesioniști. Nu contează. Dar care antrenor are identitate? Toni Petrea n-are, Flaviu Stoican a jucat prea puțin la Dinamo, poate are identitate mai mare la Craiova. Da, ce? Regenkamp, ce legătură are cu Craiova? Da? Și lista poate continua. Adică, Spun ce legătură are. Da. Doar Iosif, să spunem că are, dar n-a fost reprezentativ. Dar în rest, uite-te, la Liga a doua sunt mulți antrenori care au această identitate. Se trag de acolo, au construit, s-au născut, au făcut, au dres. Depinde și de buget, evident. Și de buget. În general, la echipele mai mici se întâmplă lucrurile. Echipele mai mici care nu își pot permite și atunci încearcă să facă față cu ceea ce au în dotare. Iată și exemplul. Uite, și Dorin Del Munteanu, sigur că nu are o legătură cu Oțelul, dar el acum 10 ani a luat titlul cu Oțel. Pe care adică a făcut o performanță, i-a acceptat de oameni și lucrul ăsta contează pentru că ai foarte mare încredere, chiar dacă el nu e un nume important. Dar știi, măi, de al nostru de aici, nu poate sta să ne facă vreo prostie, să ne vândă vreun mes sau ceva, că îl mâncăm. Da, și mai ales că și fanii sunt de acord, Daniel. Pentru că, iată, la Dej, chiar urmăream aici de fiecare dată când campionatul era în plină derulare, partidele și foarte mulți oameni veneau. Foarte mulți oameni pentru orașul respectiv, pentru impactul fotbalistic de acolo. Iar la Galați, că tot spuneai tu, evident că Oțelul are foarte mulți fani. Și Dorinel Munteanu a venit și pentru fanii respectivi, care au cerut conducerii, readucerea lui, până la urmă l-au convins. Deși nu e ușor să vii totuși la Liga 3, dar când te duci la o echipă care ți asigură, în linii mari, cam tot ceea ce vrei, nu? Pentru a face treabă, e un argument în plus, că până la urmă trebuie să lucrezi, nu? De aceea Florentin Petre, a cărei zi e astăzi, îi spune și noi la mulți ani, nu? Spunea, domnule, vreau să mă duc și la Făurei, care e problema? Am vorbit cu Bănel, se pare că ar veni cineva cu bani și mă duc la Făurei să lucrez, eu vreau să lucrez. Adică o nebunie de asta așa de frumoasă, nu? Pe care, din păcate, Daniel o găsim tot mai rar în ziua de azi. Da, dar aș vrea totuși ca foștii fotbaliști, mai mici, mai mari, să nu se îndrepte doar către meseria de antrenor. Adică mai sunt și alte meserii în fotbalul ăsta. Bun, nu te duci într-un alt domeniu, că te pricepi la ăsta și îți place și așa mai departe, da? Mai avem criză de manageri, avem criză de antrenori de portari. Adică sunt atâtea și atâtea locuri în care poți activa, mai ales acum în fotbalul contemporan, în care organigrama unui club, chiar și la Liga a doua, cuprinde 5, 6, 7 poziții, da? Da, dar sunt multe echipe, Daniel, care n-au acoperite toate pozițiile. N-au acoperite din motive financiare, exact. E adevărat. Hai să mai aruncăm dar și către televizor. A trecut o oră fără gol în amicalul dintre FCSB și CS Mioveni, 0-0. Nu găsește trupa lui Toni Petra drumul către gol. De cealaltă parte pare mai greu, fără Bogdan Rusu. Dar să vedem. Dar mergem și la Timișoara, Daniel și dragii prieteni, și avem plăcerea de a o saluta pe colega noastră, Anda Deliu, care știe tot ce mișcă în Liga a doua,
la Politehnica și la Ripensia. Sărut bună și la mulți ani! Bună ziua și la mulți ani dumneavoastră și celor care ne privesc și ne ascultă. Anta e de lucru la Timișoara, cele două divizionare secunde sunt deja în pregătire pentru noul sezon. Da, așa este, cele două echipe sunt deja în pregătire, ambele au avut reunirile săptămâna aceasta, Poli Timișoara s-a reunit luni, iar Ripensia s-a reunit miercuri, deocamdată încă nu au început și amicalele, sunt primele antrenamente, mă rog, dezmorcirea aceasta după perioada de vacanță, dacă putem să spunem așa. Iar Poli va intra chiar de luni în cantonament, abordarea e un pic diferită între cele două echipe. La Poli va fi un cantonament din acela fizic, făcut pe plan local, iar ulterior se va trece la meciurile de verificare din luna februarie. În luna ianuarie Poli nu va avea niciun amical, probabil vor fi cu siguranță unele meciuri școală, doar între componenții echipei mari și juniorii. Iar la Ripensia cantonamentul este în Antalya, este un cantonament gândit mai mult în ideea de a avea terenuri și adversari, deci nu este un cantonament unde se va face pregătirea fizică, așa că Ripensia va pleca în cantonament abia în luna februarie, după ce va avea și aici o serie de câteva meciuri amicale. Am rămas surprins, Anda, pentru că noi ne uităm la toți antrenorii, nu prea am auzit până acum ca un tehnician, fie că vorbim de Liga 1, Liga 2, Liga 3, să fie mulțumit cu lotul. E bine, Florin Fabian, dacă am citit eu bine, spunea că în linii mari e mulțumit cu ce are la Ripensia, n-ar avea nevoie de prea multe completări, nu? Da, așa este, deși și pe mine m-a surprins, pentru că au fost numărul plecărilor depășește numărul sosirilor la Ripensia. Poate se pune accent pe calitate și probabil se dorește și să se mai promoveze din tinerii din echipele de juniori din Liga Elitelor. Dar, într-adevăr, au practic doar două nume, au fost numele noi. Este vorba de Ivancevic, care este un sârb, dar era și cetățenie croată, așadar clubul nu mai are acele încurcături care sunt generate de legitimarea unui jucător extracomunitar, pentru că un extracomunitar, așa cum a vorbit și președintele clubului, nu poate fi, de exemplu, angajat, plătit, mai degrabă să spunem așa, cu acel contract de activitate sportivă care știm că are acea cotă de impozitare de 10%. Un extracomunitar trebuie să-i faci contracte de muncă, pentru că altfel serviciul de emigrări nu-i dă dreptul de a sta în țară. Iată, cu croatul Ivancevic nu va exista această problemă. De asemenea, a venit copilul mai cunoscutului fotbalist Mihart, este vorba de Ianis Mihart, el a terminat junioratul, adică nu neapărat l-a terminat, deocamdată are 18 ani, însă înainte de a veni la Ripensia a fost câteva sezoane la CFR Cluj. Însă alte nume noi, într-adevăr, nu sunt, dar antrenorul e deschis dacă se mai vine în atac, probabil dacă se găsește bine, dacă nu, iară bine. Da, Anda, pe de altă parte, cele două echipe timișorene pleacă în noul an fotbalistic, 26 februarie, de pe poziții departe de pretenții, nu? Locurile 13, Ripensia, respectiv chiar 14, Politehnica Timișoara, au de lucru serios, Florin Fabian, respectiv Nicu Croitoru. Da, așa este. Pozițiile sunt foarte departe de pretenții. Din păcate, fotbalul timișorean face an de an pe aceleași poziții, cu excepția lui Poli sezonul trecut, când într-adevăr s-a ridicat nivelul clubului cu Dan Alexa și cu începutul de sezon foarte bun al lui David Benga, să nu uităm și meritele lui foarte importante. Însă am revenit din păcate la starea de fapt. Aceasta a locurilor 12-13, o zonă care face ca lumea din acest oraș să se îndepărteze din ce în ce mai mult de fenomen, pentru că nici nu există perspective, ținând cont că infrastructura este o frână importantă, dar nu neapărat și infrastructura, cât din punctul meu de vedere și în aceste cluburi se instalează ușor-ușor o stare de autosuficiență. Existăm, continuăm. Și situația celorlalte echipe din țară cumva susține această stare de fapt deloc motivantă la cele două cluburi, pentru că e variată sezonul acesta, mi se pare că povestea retrogradării poate o știm deja, o vedem, poate este deja scrisă. Este greu ca echipele timișorene să mai ajungă sub linie și atunci probabil toată lumea e liniștită, la anul vom fi tot în Liga a doua și vom exista în continuare fără mari pretenții, vom face Poli aproape veșnic, face cantonamentele acestea pe plan local, amicalele se joacă pe terenuri foarte grele, în Timișoara nu sunt terenuri bune nici pentru pregătire, există un singur sintetic și acela deja ultra uzat, solicitat, Federația Română de Fotbal.
Se face, Anda, se face stadionul ăla la Timișoara, că toată lumea vorbește și poate că reprezentanții echipelor respective au dreptate. Domnilor, să avem întâi infrastructura necesară, un stadion modern, după care probabil ne vom gândi și noi, justificat, autorizat, la promovarea în prima ligă. Au dreptate doar cei de la Politehnica, pentru că domnul Dumitru Mihu pune foarte multe piedici la alte proiecte de infrastructură din oraș. Tot ceva total de neînțeles, dânsul nu poate justifica această atitudine. Dacă se scrie acest lucru, jignește presa. Dacă nu știu, dacă știți, dânsul s-a opus și stadionului Lego, s-a opus și unui proiect de bază sportivă care era pentru echipa de rugby. Pune niște piedici foarte mari la autorități, pune presiune pe cei din primărie, deci domnul Mihu nu știu ce gânduri are, adică nu cred că poți pretinde să se facă acest stadion mai repede, pentru că, într-adevăr, stadionul de la Timișoara a devenit o bătaie de joc, se tergiversează enorm de mult și nejustificat, nimeni nu dă explicații, nici politicienii de la nivel județean, pentru că știm stadionul aparține de Consiliul Județean, nici cei naționali, când a venit fostul premier aici în vizită în toamnă și l-am întrebat despre stadion, s-a făcut că plouă, a spus că e în procedura de avizare, tot timpul răspunsurile sunt expeditive, este clar că se trage de timp, este clar că nu este o prioritate acest stadion al Timișoarei, și, dar în aceste condiții, în condițiile în care domnul Mihu pune piedici altor proiecte de infrastructură, nu știm cu ce legitimitate morală ar mai putea să pună presiune pe guvern să facă acest stadion în condițiile în care el pune presiune pe proiectele locale. Vom vedea, Anda, vom vedea în zilele următoare dacă și la Timișoara, la Politehnica sau la Ripensia vor fi ceva mișcări mai interesante la capitolul achiziții. Deocamdată Florin Fabian, respectiv Nicu Croitoru, conduc echipele respective în perioada de pregătire. Noi, evident, ținem legătura, rămâi alături de noi și în acest an. Mulțumim foarte mult, Anda, succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc, la revedere! A fost Anda Delio de la Timișoara. Echipele timișoarene, Daniel Nazare, se zbat în anonimat, din păcate. Da. Și aici totul se învârte așa într-un cerc. Nu avem stadion, pe de altă parte Ripensa este o echipă eminamente privată, Politehnica cam tot pe acolo se învârte cu sprijinul fanilor. E greu echipă, să intuiești momentul când va reveni. E o echipă eminamente privată, dar nu are o forță financiară ca să fie în acest moment o echipă care se bată la promovare, da? Cu anumite pretenții. Nu, dar nici nu a declarat vreodată. Nu, dar sunt două echipe modeste care se luptă pentru menținerea în Liga a doua. Și cum vorbeam noi, Daniel, de fiecare dată, oare... Pare greu, dar venim și noi cu o idee, nu suntem noi primii, nu? Deci nu se face o singură echipă reprezentativă pentru oraș, care să aibă sprijinul comunității, al oamenilor de afaceri, dacă se face și un stadion, și atunci nu toată lumea poate că ar fi ancorată în acest obiectiv de revenire în prima ligă, nu? Asta este o chestiune care o putem discuta la nivelul mai multor orașe. Exact. Da. S-a întâmplat într-un singur loc, la Constanța. În rest, peste tot, este această diviziune a oamenilor. Unii sunt cu ceilalți, unii cu ceilalți, dar noi nu facem niciunii performanță. Că măcar dacă ar face unii, uite cum e și la Craiova. Da? Sigur că se bagă bani mult și într-o parte și în alta, dar care este efectul? O echipă e pe locul 5, o echipă pe locul 11. Da? Cupa României. Bun, Cupa României a mai fost și în anii trecuți la Craiova. Nu e o problemă. Dar nu înseamnă că dacă ai bani mulți, faci performanță și nu înseamnă că dacă ai bani puțin, nu poți să faci nimic. Da? Ține de management, dar managementul are de suferit, cel puțin la echipele pe care le-am enumerat noi anterior. Da, totuși e bine că sunt și echipe mai mici care încearcă să facă ceva cu bani mai puțin și când auzi, Daniel, stabilitate financiară, pentru că totuși acolo ne întoarcem. Normalitate, de fapt. Că asta este normalitate, nu? Când auzi, de exemplu, unirea, deci, domnule, nu avem nicio datorie. Adică lucruri notabile, normale de altfel, la bugetul care e acolo, la salariile care sunt, nu există datorie. Adică poți să-ți faci fotbalul... Dacă ar fi venit un alt conducător de la altă echipă, ar fi zis, trebuie să dăm nu știu cât mai mult salariu antrenorului, mai mult salariu celorlalți jucătorilor și așa, și intra într-o groapă din care nu mai ieși. Ei sunt foarte conștienți și știu că au bugetul ăla, trebuie să se încadreze în el. Da. E foarte simplu. Dar uitați-vă la celelalte echipe care au probleme. S-au dus mai mult decât le-a permis plapuma, da, cum se spune în popor. La noi... Și la Clinceni, și la Gazmetan, și în altă parte, s-au dat salarii foarte mari într-un moment în care nu trebuiau să se dea. Dar, pe de altă parte, revenind la Liga a doua, știi că vorbeam, ne mai uităm puțin la televizor, 72 de minute pentru cei care ne văd pe Metropola TV, fără gol în continuare în partida amicală dintre FCSB și CS Mioveni. Cred că este terenul sintetic de la Buftea, nu? Aici, da, unde se derulează această partidă. Spuneam, Daniel, și mi-a dat dreptate, până la urmă. Da. Nu rămâne nicio echipă fără antrenor.
Iată că Astra, în situația delicată pe care o traversează, îl numește pe Marcela Băluță, care nu a avut așa activitate ca antrenor principal. Ca jucător a fost important, are peste 250 de meciuri în Liga 1. Și câștigător al Cupei României. Al Cupei României, tocmai la Ploiești, cu Petrolul. Pe de altă parte, ca reper important în cariera lui, este perioada petrecută ca secund la FCSB, nu? Da, și a mai fost secund, cred că, și al lui, când a fost Academica Clinceni prima. Da, uite, stai că s-a terminat partida amicală dintre CSA Steaua și formația Progresul Spartac, 2-2, și l-avem pe Daniel Oprița. Te salutăm, Daniel, și la mulți ani, în primul rând. Bună ziua și la mulți ani. La mulți ani. Cum a fost așa, prima revedere a băieților cu mingea într-un meci amical? Evident că n-a contat rezultatul. Da, cum să fie, ca un prim joc amical și pe un teren, chiar dacă astăzi vremea a fost mai bună, s-a mai încălzit, terenul a fost destul de greu pentru că a fost înghețat, a fost destul de greu să-și țină echilibru, dar bine că până la urmă să mă bucur că n-au existat accidentări. Bine, și un prilej pentru antrenor, dar trece în revistă, nu, lotul pe care îl are la dispoziție în acest moment. Da, au fost și jucători câțiva tineri care au venit în probe, pe care unii dintre ei o să mai rămână în continuare, să mai văd la câteva antrenamente, chiar și la următorul joc amical. Care va fi? Să vedem dacă putem să mai aducem 2-3 jucători cu experiență să ne completăm lotul. Următorul amical, Daniel, cum arată programul echipei pe care o pregătești în perioada următoare? Da, programul n-aș putea să-l spun exact așa, pentru că era... discutați să plecăm în Antalya, acum am amânat cantonamentul din Antalya și trebuie să căutăm jocuri cu datele care ne-au rămas libere, pentru că e destul de greu. Sunt echipe de Liga 2 cu care am fi vrut să jucăm, dar care și-au ocupat datele, așa că încercăm să vedem ce putem să mai găsim, dar avem 3 amicale pe care le-am stabilit înainte. Următorul joc o să fie sâmbătă cu Tunari, după aceea vinerea cealaltă cu Afumați și mai vedem. Deja e stabilit un amical cu Chiajna pe 19 februarie, cu săptămână înainte de începerea campionatului, și pe 12 cu Astra. Daniel, am văzut și noi o parte din meciul CSA Steaua Progresul Spartac. Ce s-a întâmplat la final? A introdus mai mulți jucători și a egalat Progresul sau pur și simplu a fost o cădere a echipei tale? Bine, până la urmă am luat primul gol dintr-un penalti, este un jucător, un copil pe care l-am adus, este în probe. Vreau să-l mai văd și încă o săptămână, două, vedem cât pot să-l mai ține. Un jucător 2003, el a început, el a făcut o greșeală, a făcut un penalti în care, plus un gol din fază fixă. Nu știu dacă a fost o cădere, dar am și introdus mai mulți juniori. Important este că nu trebuia să luăm golurile alea, că aveam avut și jucători cu experiență în teren și trebuia să gestionăm altfel. Da, Daniel, iarna să fac mișcări mai puține, nu? Ești mulțumit, fără doar și poate, de locul pe care echipa l-a ocupat acum în clasament. Vor mai veni jucători, dar nu foarte mulți, pentru că omogenitatea pare să fie în continuare o armă importantă a Stelei. Da, câțiva jucători aș vrea să mai vină, pentru că până la urmă sunt 6 jucători la care am renunțat, 2 și-au reziliat contractele, ceilalți 4. Daniel, cine și-a reziliat, dacă îmi dai voie? Cine a reziliat până la urmă? Mario Enache, portarul care l-am avut împrumutat de la Craiova, da? Și Gherghiceanu. Da, da, da. Și vor mai veni jucători. Vor mai veni jucători în perioada următoare. Da, da, sperăm. Suntem în discuții, așa să spunem, cu 2, cam ne-am înțeles. Acum așteptăm ca luni să se rezolve și cu contractele. Iar noi așteptăm să-i vedem prezentații. Daniel, spor la treabă în acest an. Urmărim atent ceea ce se întâmplă cu echipa pe care o antrenezi. Succes în acest an! Mulțumesc și emisiune plăcută în continuare. Mulțumim foarte mult, Daniel Oprița. 6 jucători, Daniel, care pleacă. 4 dintre ei nu vor să plece de la CSA Steaua. Printre ei și experimentații Alexandru Zaharia și George Călințaru, Abada și Liviu Băjenaru, la 38 de ani, nu dorește să plece. Era un loc călduț acolo, Daniel, la acestea Steaua. Care ideea, totuși, Steaua n-a făcut foarte multe transferuri, nici când a promovat, nici în celelalte poze, că e o echipă omogenă. E, acum nu, parcă... Și care n-avea nevoie, pentru că neavând voie să promovezi, spunea Oprița, domnule, de ce să aduc niște jucători care... Dar uite, acum mi se pare că sunt mai multe transferuri, mișcări, decât în vara precedentă. Jucători tineri caută. Da.
din ce am văzut așa. Au mai jucat ei un amical cu Retezatul Hațeg, dacă această echipă care este pe primul loc în Liga a patra din Hunedoara pe finalul anului trecut. Tocmai în ideea lui Daniel Obrisa, dar a vedea ceva jucători tineri. De da, prin țară, parcă l-am văzut pe băiatul lui Narcis Răducan, care ar fi convins la un moment, dar nu știu dacă, dacă facem așa o ierarhie a echipelor din Liga a doua și vedem care este cea mai omogenă, cred că Steaua este cea mai omogenă. A mutat cel mai puțin pe piața transferului. Dacă le luăm pe Petrol, Petrol a schimbat și ea foarte mult în vară, da? U Cluj nu mai vorbesc. Chiajna a adus și ea câțiva jucători, da, pe care acum i-a dat afară pe unii dintre ei, da? Adică toate echipele astea care sunt în fața lor au mutat mai mult decât Steaua. Da, având și obiective, Daniel, dar având și obiective, Steaua, adevărat. Știa că n-are drept de promovare. Dar CSA Steaua are și ea niște obiective în sensul calificarea echipei. Calificarea în play-off, spunea Oprița, că este... Încă nu e realizată matematic. Nu este, dar deși îmi spunea, ți-am adus aminte și cu alt prilej, recunosc că țin legătura destul de des cu Daniel Oprița și m-a sunat toate și băi, Ionel, văd niște titluri așa prin presă, Steaua în degringoladă, pa, am pierdut două, trei meciuri. Care e degringoladă? Că obiectivul meu, scris în contract, este menținerea echipei în Liga 2. Adică mi s-a părut extrem de puțin totuși pentru o echipă care are la dispoziție un buget, se spune, destul de liniștitor așa, nu? Pe de altă parte, exact cum vorbeam și cu Robert Panduru, spunea Daniel Oprița, zice, domne, de multă vreme am reținut chestia asta. Nu prea judec așa cu mintea, judec cu sufletul. Am luat după mine niște jucători de pe la Juventus, nu? Pe care am putut să-i ajut la acel moment, dar acești jucători nu vor să plece acum. El a renunțat la ei. E, la Steaua e bine, că salarii e destul de mari. Da, există stabilitate, asta contează și acolo salariul vine la timp. Am citit și zilele trecute, au un buget care le permite să... să aibă jucători și să nu fie probleme. Am citit o ierarhie făcută... A bugetelor, așa? A bugetelor, da, și văzusem că totuși Clubul Sportiv al Armatei primește 7,2 milioane, din care un milion și ceva se duce la secția de fotbal. E o sumă importantă pentru o echipă de Liga a doua. Haideți să recunoaștem. Cine are un milion de euro în Liga a doua și cu ce mai aduce și din surse private... Cred că stă foarte bine. Da, dacă este așa și na, avem dreptate, avem darul de a-i crede pe cei de acolo. Ce să mai spunem, Daniel de Brașov, unde se spune că există peste un milion de euro ca buget, dar echipa, din păcate, este într-o situație absolut delicată și mă uitam și la mișcările din această iarnă. Foarte puține, dacă nu chiar inexistente. M-am rugat regia să vedem dacă putem merge și la Brașov să vorbim cu Călin Moldovan sau, de ce nu, cu Ioan Mărginean, deși președintele, doctor în fotbal, mi se spunea, dragii prieteni, nu vorbește decât în conferințele de presă, îmi spunea Ioan Mărginean. Domnule, eu nu vorbesc în timpul săptămânii, vorbesc la conferințele de presă. Dacă nu vorbește în timpul săptămânii, ar trebui nici jurnaliștii să nu vină la conferințele de presă, să vorbească singur. Local se duc, pentru că vorbeam cu prietenul nostru, cu Adi Marica. E un deliciu cu Ioan Mărginean și mai ales când era Ilie Stan acolo. Da. Disputa lor era zilnică în prim plan. Acum a fost nevoie să-l accepte pe Călin. Asta este un exemplu de nu e bine, da? Pentru că tot cu acest buget s-ar putea să ducă în Liga a treia, nu? Adică au șanse destul de mari. Situație delicată fotbalistic la Brașov, na, deși e obligat la, Ioan Mărginean. La play-out se înjumătățesc punctele? Da, e obligat Ioan Mărginean. Deci la play-off nu, la play-off da. Da. La play-out da. E obligat Ioan Mărginean să fie oarecum optimist la bugetul pe care l-are Brașovul, să spună, domnilor, vă asigur că vom rămâne în Liga a doua și că vom face, vom creiona, vom... Acum rămâne de văzut. Mă uitam la capitolul mișcări așa interesante. Nu prea am văzut, cel puțin la canal. Și pare curios, Daniel, totuși, pentru că dacă totuși ai un buget considerabil, ai putea să aduci niște jucători, nu? Da, au înțeleg... garanția că și au banii, deloc puțin. Eu nu înțeleg de ce l-a dus pe Ioan Mărginean, care a venit de la o echipă Gaz Metan Mediaș, care avea de asemenea o grămadă de probleme financiare, pe care nu l-a rezolvat, l-a dus la FC Brașov, unde nu sunt probleme financiare, și tot nu se rezolvă situația. Adică eu nu înțeleg, sunt niște... E un fel de triunghi al Bermudelor aici. La nu, aici eu cred că cei care conduc echipa au făcut exact invers. Întâi au adus antrenorul da, și mai apoi președintele. Și între cei doi, nu, Ilie Stan și Ioan Mărginean, au fost în permanență. Eu dacă aș fi acum primar sau conducător acolo, aș da afară pe amândoi. Și pe antrenor Ilie și pe președinte. L-aș fi dat și pe președinte. Aș fi adus un președinte și i-a spus, uite, ăsta e bugetul. Aduce antrenor, antrenor aduce jucătorii și așa mai departe. Da, sau împreună. Lucrurile sunt simple, dar când amesteci lucrurile și aici a fost o chestie de pus căruța în fața boilor, nu? Cam așa a fost. Da, adică n-au pus boi înainte și căruța după boi. Au pus căruța și după aia boi. Da, FC Brașov locul 16. Câte puncte au? Cu 12 puncte. 12 puncte. Foarte, foarte. Păi este o echipă vizată în continuare.
Este destul de neplăcută poziția pe care o ocupă FC Brașov. E clar că e nevoie de jucători. Iată că băiatul prietenului nostru, Florin Motroc, a semnat Daniel cu echipă de Liga 3. Este vorba de SCM Zalău. El la Brașov, chiar am văzut o declarație, nu prea a primit așa șanse, a jucat unul sau două meciuri și a fost așa un schimb de replici destul de spumos, dacă îmi dai voie, între Florin Motroc, tatălui Vlad Motroc și Ioan Mărginean, legat de situația jucătorului, care iată, acum s-a retras undeva la Liga a 3-a, la SCM Zalău, o echipă care e pregătită de Dorin Toma. Acolo a ajuns, da, Vlad? Da, și care încearcă promovarea. Mie îmi place chestia asta, adică, pe de altă parte, îți asigură așa puțină liniște. Se pare că Zalăul, ca și Iașiul în cazul domnului Schweitzer, ei nu mai au șansă acum de promovare, știi? Și au adus niște jucători în această iarnă pentru a vedea cum fac echipa în perioada următoare, dar pentru a construi ceva pentru stagiunea următoare. Și atunci e bine și ca antrenor, îți asigur un pic de liniște. Bă, un an jumate măcar, acum n-ai cum să mergi mai departe în play-off, sau foarte greu, și îți asigur liniște pentru a pregăti stagiunea viitoare, în condițiile în care vedem că la antrenor, de multe ori, după o etapă, două, te-a dat afară, știi? Ce să mai vorbim de Liga 3, unde se schimbă și mai repede ca la Liga 1. Da, apropo de Zalău, au avut o echipă în anii 80 foarte bună la eșalonul secund, Armatura Zalău, da. Acum poate încearcă. Bine, ei au avut și o echipă de volei foarte bună, care a fost campioana României. Și acum voleiul este la putere. Da. Dar iată că ne mergem și la Brașov și avem plăcerea de a-l întâlni pentru prima oară în acest an pe Călin Moldovan. Te salutăm, Călin, bună ziua! Bună ziua și eu vă salut și pe dumneavoastră și pe toți cei care ne ascultă. Ne uitam, aici suntem pe Metropola TV și Sport Total FM, suntem cu Daniel Nazar aici și ne uitam, Călin Moldovan, în clasament și cam înghețam așa, văzând poziția lui FC Brașov. Misiune delicată pentru Călin Moldovan. Da, e adevărat. Misiune grea, spunem noi, dar nu imposibilă. Păi nu clar. Imposibilă. E o situație, într-adevăr, care... Mă rog, va necesita multă muncă, multă, eu știu, modestie, toate sub umbrela unui grup puternic și eu sunt sigur că vom reuși. Așa cum am spus-o mereu, o spun din nou, ne avantajează și sistemul, mai există și varianta barajului pentru rămânerea în Liga 2 și eu zic că este imposibil ca să nu valorificăm una dintre șansele care ni se oferă. Prima dată ne gândim dacă vom reuși după cele 9 etape, da, rămase 3 din sezonul regular și 6 din play-out, iar dacă nu avem și șansa barajului, v-am spus, să reușim să ne salvăm de la retrogradare și eu sunt convins că vom reuși acest lucru. Da, Călin, Brașovul rămâne un oraș atractiv. Din câte cunoaștem și noi de aici de la București, lucrurile sunt liniștite din punct de vedere financiar, dar chiar și în aceste condiții pare greu să găsești jucători de realmente valoare care să te ajute în acest demers. E adevărat și este cu atât mai greu în această perioadă, iarna, între tur și retur. Dar... Avem, eu știu, soluții, avem discuții și sunt convins că cei care au rămas, cei care formează la momentul actual lotul, plus, eu știu, jucătorii care vor veni să ne ajute, împreună vom reuși să facem un grup puternic și, așa cum v-am spus, să ne îndeplinim obiectivul, pentru că, și cum am spus și noastră, Brașovul nu numai că merită, dar este obligatoriu să aibă echipe cel puțin la Liga 2. Din punctul nostru de vedere, așa vedem condițiile care sunt și tot ceea ce este în jurul echipei ne obligă să gândim la modul ăsta. Da, Călin Moldovan pare de actualitate în continuare această strategie, prietenia, să spunem așa, relațiile amiabile cu o serie de clubări de primă ligă și a spune aici aceste Universitatea Craiova, care ar urma nu, să mai distribuie câțiva jucători, 2-3 la număr, către FC Brașov, cu titlul de împrumut. Da, noi îl avem pe Vali Constantin de la Craiova, acum suntem în, pe ultima sută de metri, să spun, a tratativelor cu Popescu, portar tot de la Universitatea Craiova, care, chiar dacă vine de la Iași, este jucătorul Universității Craiova. Sigur, le mulțumesc pe această cale celor de la Craiova. E clar că la momentul ăsta avem nevoie de ajutor, avem nevoie de o mână întinsă și sunt convins că vom găsi soluțiile
cele mai bune pentru noi. Urmează Călin Moldovan, un prim cantonament, dacă înțeleg bine, pe plan local acolo la Târgu Secuiesc, după care posibil o plecare în Antalya sau, eu știu, în condițiile actuale destul de dificil legat de această pandemie? Nu, cert este doar cantonamentul de la Târgu Secuiesc, că vom pleca marți dimineață, unde vom sta 10 zile. Au fost discuții vis-a-vis de un cantonament în Antalya, dar condițiile pandemice, eu știu, situația la nivel, eu știu, global, ne face să avem rețineri. Nu știm, vedeți că nu știm ce se întâmplă de pe o zi pe alta vis-a-vis de acest subiect cu pandemia. Nu știm. E făcut activă ce a păcit chiar și Craiova, prietenii noștri. Alături de care trebuia... Păi, dar mă și gândesc că Moldovan, că mă gândesc că dacă până la urmă acel amical s-ar fi putut disputa, să bătea palma la fața locului cu jucătorii pe care îi dorează la Brașov, din păcate, a picat. Sigur, nu neapărat. Era bun și pentru, în primul rând, pentru ei. Era ultima repetiție. Era bun și pentru noi, chiar dacă nu ne ajuta prea mult în planul pregătirii, fiind... jocul fiind la doar 5 zile, având 5 zile de pregătire până la ora jocului, după o pauză destul de lungă. Dar era bun pentru jucătorii noștri să, eu știu, să ia contact cu jucătorii de Liga 1, să vadă cam pe unde ne situăm și noi. Vom vedea, Călin? Bineînțeles, unde vor să ajungă ei, să vadă ce înseamnă fotbalul, unde vor să ajungă, pentru că toți își doresc la un moment dat să ajungă la Liga 1, nu? Individual sau, bineînțeles, de ce nu, cu FC Brașov la un moment dat. Da, Călin, vom vedea unde se va situa FC Brașov după prima parte a pregătirilor, cantonamentul de la Târgu Secuiesc. Cred că deja gândul tău se îndreaptă spre prima partidă oficială la Iași, cu o echipă care vrea multe în continuare. Deja după meciul cu Constanța, ultimul meci din sezonul de toamnă deja. Da, avem timp până atunci. Noi deocamdată îți dorim... Vom lua meci cu meci, pas cu pas. Da, noi deocamdată îți dorim spor la treabă acolo la Brașov. Ținem legătura în permanență aici la Metropola TV și Sport Total FM. Succes pe ce Brașov și Călin Moldovan. Vă mulțumesc mult pentru vorbele frumoase și pentru invitația de a vă fi alături. Mulțumim foarte mult. Călin Moldovan, cel care promova Corona, Daniel, era dat la o parte după aceea, instalat Ilie Stan, că tot vorbeam întâi antrenorul, după aceea președintele. Iată-l pe Călin Moldovan, repus în drepturi, cu obiectivul clar de a ține Brașovul în Liga 2. Va reuși Daniel Nazare? Eu cred că va reuși dacă lucrurile se vor calma și va exista o organizare. Pentru că au multe lucruri, dar trebuie să creadă foarte mult în ceea ce urmează și să fie foarte bine organizat și să muncească foarte mult. Dacă va exista acea organizare și nu haosul care a fost până acum, că a fost un haos la Brașov, asta haosul este efectul punctelor acumulate, da? Adică asta este situația. Eu cred că au nevoie de mai mult de 12 puncte pentru a spera la editarea retrogradării. Vom vedea ce s-a întâmplat la Brașov. Deocamdată însă, dragi prieteni, stimați telespectatori Metropola TV, dragi radio, ascultători Sport Total FM, au trecut parcă așa de rapid orele alocate emisiunii noastre de astăzi. Ionel Luțan și Daniel Nazare, vă mulțumesc dumneavoastră, celor care s-au avut răbdare vreme de aproape 3 ore și jumătate să fiți alături de noi. Împreună le mulțumim colegilor din regie și din spațiul tehnic pentru eforturile pe care le-au făcut și astăzi. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de Metropola TV și Sport Total FM. La revedere!